Am găsit un șarpe. Și printre toate păpușile am pus în coș încă o păpușică. Și multe, multe lucruri colorate. Wow! Ia să vedem cine câștigă. Ai prins telefonul. Ce face, vei? Cauți prețurile cele mai mici cu lupa? Ți-am trăiască. Salut și bine ați venit la un nou vlog. Sunt aici împreună cu Eve și mergem la Jumbo să facem niște super cumpărături. Și o să cumpărăm și păpuși și lucruri pentru casă și de toate. Să înceapă cumpărăturile. Hei, bună, frumușica. Ați rochiță frumoasă ai. Cea mai frumoasă fetiță. O super rochiță din lume. O rochiță cu cireșele. De la mare. De la mare, da. Și să mergem în magazin. Să mergem. Și să luăm coș. Pe care luăm? Acesta, unul mare. Să cumpărăm multe lucruri frumoase. Ai găsit un cățeluș? E cățelul meu. Un cățel frumos. Și e laptop Barbie. Și video cu Barbie, pe care voi probabil deja l-ați văzut. Și a început joaca prin magazin, bineînțeles. Luăm toate jucăriile la rând. Da, știi ceva? Ia zi. Uite, aici a fost și cineva de pe YouTube. Cine a fost? Că... Carolina. Carolina de la Cocolix, da, pe care îl urmărești tu. Ai luat o jucărie de bebeluș? Din asta aveam eu când eram mică. Când erai bebeluș aveai, da. Sunt foarte multe jucării pentru bebeluș. Hai să mergem mai departe să găsim păpușile Barbie. Barbie, Barbie. Eve, am găsit un șarpe. Vai, te mănâncă șarpele, vai. Uite ce-a găsit. Îl mănâncă. Eu știu cum se face. Ia asta. Să vedem cum face deci, asta. Deci zici un cuvânt și el zice după tine, e super comic și dansează așa. Da? O să cumpărăm și noi una din asta. Dar în altă zi. În altă zi, acum mergem la Barbie. La Barbie. Și am ajuns la Barbie. Plin de păpuși. Cele mai multe. Luăm și coșul. Cu fetița? Da. Barbie cu o fetiță. Uite căței mari, unul mare și un căi mic. Are un cățel mare și? Trei puiuți mici. Trei puiuți mici, ce drăguț. Doctor. Doctoriță. Și la noi. Și am ajuns și la Barbie. Ne-am găsit toate. De care luăm? Ia să vedem ce ai luat aici. Astea le vrei tu? Astea-s cumpărăturile noastre? Da. Cele două cred că le-ați văzut deja în video. Și să le punem în coș. Toate trei. Asta este tot Barbie. Poftim. Și printre toate păpușile am pus în coș încă o păpușică. Mare. O păpușică mare. Eu sunt Eve. Tu ești Eve. Și vrei să stai acolo? Da. Toată ziua. Să aici. Hai să continuăm cu cumpărăturile. Am rămas jos. Te dau jos? Hai, de tot. Una. Una. Hop. Peppa Pig cu leagăn.
Ah, ce frumos e! Asta e să nu cadă. E frumos e! Și roată, wow! Foarte interesant! Surpriză! Wow, cu surprize? Da! Zici că beau apa! O sticlă cu surprize! Da. Să vedem ce sunt și astea! Wow! Luăm și așa ceva? O surpriză? Da? Nu știu, da. Luăm! Ce ai găsit? Iarăși la baloane aici? Ce multe sunt! Toate colorate! Ai găsit unul albastru cu Frozen? Hai că vreau să găsesc cu Elsa. Este și cu Elsa? Da? Au alte diferite cu patrula cățelușilor. Și cu Spider-Man. Nu, stai ca să-l pun la... Avem bănuții aia acasă și ne trebuie o pușculiță mai mare. De care cumpărăm? Ar trebui un pic mai mare totuși, să știi. Vrei să luăm din asta? Da, hai. Dau pușculiță din asta. Asta cu unicorn? Și poți să scoți de aici? Să poți scoate banii, da? Super! Hai să luăm din asta. Luăm din asta, dar așa este ea acolo sau e altfel? Așa sunt toate. Da, așa sunt. Hai să rămână din asta.
Bine! Ce ai găsit acolo? Vrei unul din ăsta? Da, vreau. Punem în coș. Și locul 1 pentru cea mai cu minte fetiță merge către Evelin Maria Baciu. Felicitări! Aici facem ceva. Nu avem voie să trecem? Drum în lucru. Mulțumesc! Să continuăm cumpărăturile! Bine, să avem acasă, dar albastru! Bine că în Jumbo te joci pe ăsta, te joci cu el, dar acasă nu te joci cu el. Ce-ai găsit aici, o brăscuță? Ia să cum s-ar fi? Op, 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 op! Să o pun în cor! Ești pregătită, Eve? De lupte! Ha! 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 Ia să vedem cine câștigă! Cine câștigă? Au! 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 Și-ai câștigat! Au! Și ce-ai găsit? Oh, ai prins telefonul! Lasă-mă să... vreau să scap de aici! Vreau să scap de aici! Poți să mergi la albine cu asta, să nu te piști albinele. Să-mi pui și mie asta în cap? Da, ia. Ia, cum îmi stă? Deci îmi stă foarte bine, așa-i? Așa-i. Gata! I-am dat drumul la Ei, și Eve merge la not. Ai scufundări? Bravo! Asta îndată când o să mergem din nou la mare. Poate o să mergem din nou la mare. Ce zici? Mergem? Mergem de numai. Se termină aproape vacanța de vară. Pleci la plajă? Hai să mergem. Pleci la plajă? Da. Super. Pleci la plajă cu avionul? Bravo! Ai obosit? Da. Mai avem mult de mers. Oh, nu! Dar asta ce este? Un lănțișor. Un lănțișor cu ursuleț? De să-l văd și eu. Wow, foarte frumos! Îl luăm? Îl luăm. Bine! Mare rău de... Ce telefon mare ai? De unde l-ai luat? Ce face, vei? Cauți prețurile cele mai mici cu lupa? Da. De ar fi așa, ce bine ar fi. Așteaptă-mă! Te aștept, draga mea! Și ce ai găsit, ghiozdan cu? Popi. Se pare... Interesant. Ghiozdan cu popit. Când te plictisești la școală, te joci cu ăsta, nu? Frumos! Vrei să luăm unul din ăsta decolorat? Sau din ăsta cu Cry Babies? Hmm? Din ăla trebuie să luăm și culori pentru aia. Asta are deja culori, vezi? Are și asta? Super! Păi de care vrei tu loc? Asta, că e mică. Bine, din aia că e mai mică, dacă vrei tu. Punem în coș! De acolo bagă un cățel lăbuța și se curăță, când vine de afară. Și când te scoți, te gâdilă. Te gâdilă? Uite, știi ce ar trebui să-i luăm lui Ice? Avem un motan fioros. Da. O lesă din asta, un lanț din asta. Să-l ținem în lesă. Oh, dar nu e ziua mea! Ah, mulțumesc, m-ai murdărit tot cu tort. Dar ce tort aici? Au, au. E de jucărie! Ia, fă-mi și mie!
Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Am pus tortul pe față. E bun? Da. Super. Salut. Prinzi muște? Au! Și-a găsit Evenufer. Foarte frumos. Și acolo poți să pui și o lumânărică, vezi? Wow. Oglindă, oglinjoare. Cine e cea mai frumoasă din țară? Ce frumos miroase aici, ce de lumânări parfumate. Care îți place cel mai mult, să vedem? Asta? Cum miroase asta? Miroase frumos. Și asta e cu un pic de roz. Îți vine să o mănânci? Aia cum miroase? Urât. Ia să văd. Asta miroase a... a ce? A caramel. A lămâie. Asta ar trebui să miroase a scorțișoare, scrie acolo. Nu prea miroase a scorțișoare. Oh, prințesa Evelin! Vrei să luăm un odorizant de mașină cu înghețată? Cu ice cream. Ah, e cu ciocolată sau cu ce e? Ia să vedem. Luăm din ăsta? Da. Luăm. Hei, câte pahare colorate! Ce pahar frumos ai! Ești la mare, o căpșună și un harbuz. Wow, ce multe sunt. Asta ce e? Ce e asta? O nucă de cocos? Oare? E bun, e bun. E bun, bun? Da, hai, nu mai punem gura pe astea toate totuși. Și luăm unul din ăsta să-l avem acasă când ne uităm pe YouTube la filmulețele noastre. Da, iau. Foarte frumos! Bun a fost! Astea sunt baloane cu luminițe. Ah, care au luminițe în ele? Da. Super! Dar mai ții minte provocarea noastră cu baloanele? Da, mai ții minte! Cum am umplut noi toată casa cu baloane! Abonații oare au văzut acel videoclip? Dacă nu l-ați văzut, căutați-l, a fost foarte interesant. Și chiar atunci a fost de ziua ta, ai împlinit 5 ani. Da. Foarte frumos a fost. A fost super. Ai găsit burete pentru vase? Din astea chiar trebuie. Le putem lua. Le putem lua, a zis Maria, să luăm din astea. Și am găsit pentru Maria ochelari pentru machiaj. Ia uite cum arată. Doar cu o lentilă. Ce zici, să-i cumpărăm Marie așa ceva? Și aproape ajungem la capătul magazinului. Da. Și creion cu papit. Cred că ar trebui să facem un video și cu popituri, nu? Să găsim un loc de unde să cumpărăm multe popituri și mari. De aici. Aici am văzut doar lucruri care au popit. Ăsta este un creion cu popit, am găsit ghiozdan cu popit, dar nu am găsit popit simplu. Ia să vedem cum face jucăria aia. Tata, uite ce am găsit. Wow! Ia o să o repede cum se face. Ia. Și în formă de purcel roz. Hei, purcelule! Foarte amuzant. Curcubeu. Și o mașinuță roșie. Ai din asta asemănătoare. Roșie. Ia uite, ăsta este frumos. Ăsta e de fetițe.
în scuter. Și mergem spre mașină. Am terminat cumpărăturile. Da, am terminat. Te-ai luat tot ce ți-ai dorit? Da. Bravo. Și plecăm acum de la Jumbo. Poftim. Mulțumesc. Și am încheiat cumpărăturile. Am revenit în mașină. Acum ne pornim spre casă. Și vă mulțumim că ați fost alături de noi până la finalul acestui video. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și să ne scrieți un comentariu drăguț. Și pa, pa! Pa! Pe curând! Pe curând!